Primăria Comunei Mălaia are în momentul de față o serie de proiecte în derulare, iar unele dintre acestea ar fi reabilitarea bazei sportive din comună. Primarul Ion Dinculescu a oferit într-un interviu pentru Antena 3 Vâlcea ultimele detalii pentru proiectele existente. Lucrăm în continuare acum la baza sportivă, unde am comandat mobilierul și suntem la partea de zugrăvit vestiare. Mai avem ca proiecte importante și care sunt în desfășurare la preluarea torenților. Am făcut evaluarea, am făcut măsurătorile, luni în ședința de Consiliu vom introduce toate aceste amenajări de torenții în domeniul privat al primăriei, după aceea urmând să parcurgem toți pașii la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul Mediului, să le introducem în domeniul privat și să putem să accesăm fonduri europene pentru a fi reabilitate și reparate. Pe lângă lucrările derulate în localitate cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării, a fost amenajată parcarea de la Cascada Scorus cu bani din bugetul primăriei, s-a pus piatră spartă pe străzi în Ciungețu, în zonele afectate de introducerea rețelei de apă. Școala din Mălaia ar fi următoarea țintă pentru reabilitare și modernizare.